văzut o fătare în picioare. Ești bucuroasă? Da, e a doua fătare pe care o văd anul ăsta. Așa. Încăpățărat e de asta. Mai fată unul, mai fată unul. Hai Silvi, hai Silvi, că nu mai am răbdare. Dă-mi prosopul, repede. Hai, sufocile, că e, poate că ești fetiță, fetiță. Gruia, ce faci, mă? Salutare, prieteni! Astăzi așteptăm să fete ultima căpriță din cârdul nostru. Avem 7 capre în momentul de față și 5 eduțe de anul acesta, dar ultima capră, cea de acolo, tot amână fătarea. E posibil să se fi montat mai târziu, dar cred că astăzi i-a sosit sorocul. Și Sofia de-abia așteaptă să vadă ce fată căprița asta. Ce-ți dorești să fete, Sofia? 3. 3 ce? 2 ete, eduțe și un iad. Da, nu ești dumneata cam hapsână, să vrei 3. Păi da, da. Pui. Păi mereu mi-am dorit. Și ne-am mutat înăuntru, pentru că o căpriță își caută un loc mai retras să poată făta liniștită. Toate căprițele noastre sunt foarte tinere. Avem doar 2, printre care și Silvi, cea de față, care a mai fătat odată anul trecut. Restul de 5 sunt la prima fătare anul acesta, în 2024. Ia uitați-o ce pulpă frumoasă are și ce bine se pregătește de fătare. Eu sunt Daniel din Maramureș și alături de mine e fiica mea Sofia, care așteaptă cu nerăbdare să vadă pe ultima noastră căpriță, pe Silvi, fătând. Rămâneți alături de noi în acest video să vedeți cum decurge fătarea și între timp vă vom povesti câteva lucruri interesante despre traiul nostru la țară, despre cum interacționează copilașii noștri, Sofia de față și Victor, cu animalele noastre și câte bucurii ne aduc animalele astea în fiecare an. Noi vânăm acea bucurie de a trăi la țară în compania animalelor și socializăm cât putem de mult cu ele. Cei ce ne urmăresc de mai demult văd asta în videoclipurile noastre și dacă nu sunteți abonați, sunteți pentru prima dată la un videoclip de-a nostru, vă încurajăm să vă abonați, pentru că în felul acesta veți fi la curent cu tot ce postăm despre viața noastră de zi cu zi la țară, despre aventuri, despre muncă, despre lucrări, provocări, greutăți. Pentru că asta ne propunem, să vă arătăm nu doar partea fascinantă și fermăcătoare a traiului la țară, ci chiar și acele lucruri mai neplăcute, mai dureroase prin care noi trecem. Așa că abonați-vă și fiți alături de noi în această călătorie interesantă.
măsură ce aduceam tot mai multe animale, copilașii noștri erau tot mai fericiți și tot mai bucuroși de fătările cățeilor, a purceilor, a căprițelor. Avem și bivoliți acum și așteptăm cu nerăbdare să fete peste câteva luni. De fiecare puișor, de fiecare rățușcă, de fiecare animăluț, puiuț apărut în gospodăria noastră, copiii au fost extrem, extrem de bucuroși. Și asta nu-i doar o bucurie trecătoare. Vrei să mănânci alba asta verde și frumoasă? O să fie mai curată apoi. Stai aici și uite-te până să oprește ploaia și apoi dă-ți una vară. Să fii cu primul care mănâncă cea mai curată iarbă. Ce zici? Ce? No, te soi un pic pe el, Victor. Da! No, hai. Să nu te țipe de pământ. Și când copiii descoperă lumea împreună cu animalele, totul este, cum ne spun foarte mulți oameni în comentarii, locul ăsta din Maramureș unde locuim noi este raiul pe pământ. Tocmai pentru că e raiul pe pământ pentru noi și ne dorim să-l protejăm atâta cât vom mai putea, locația în care noi locuim încă nu am spus-o. O păstrăm secretă atâta timp cât vom mai putea. N-o lasă-i urechile! De ce rumegă în loc să fete? Păi rumegă că asta știe. Asta știe. Măcar să vină să mă ajute la teme. Uite, așa înveți tu răbdarea la țară. Vezi că toate lucrurile se întâmplă la timpul lor și că trebuie să ai răbdare după ele. Dar la timpul lor e plictisitor. Mă, de aici că... Ia cine a venit. Lasă-l. Îmi stresez căprița. Lasă-l. Cine a venit? Gruia se cam bagă peste tot, prin toate ieslele, peste tot. Nu-i voie, Gruia? Nu-i voie să prinzi de bluză. Da. Ia auzi pe Silvi cum geme. Auzi, Gruia? O să-ți vină încă o prietenă. Și pentru că geme așa de des... Da, iuiui. Pentru că geme atât de des, probabil că urmează să fete imediat. Pentru noi care așteptăm aici, s-ar putea să dureze încă vreo 45 de minute. Pentru cei de pe filmare, s-ar putea să dureze doar vreo 3 minute. Funcție de ce năzdrăvănii mai face Gruia. Nu, te rog, du-te înapoi, Gruia. Îmi stresez căprița, mi-o ridici de la locul. Dacă stai cu minte, te lasă stai cu minte. Dar mă lași în pace. Și-o dat și el seama că de când o făta caprele, el primește și lăptic de la ele, așa că e curios să vadă ce gust are lăpticul de la Silvi. Așa e, Gruia? Sau e curios să vadă cât de mult îl mângâiam. Sigur că se merită să cerșească și niște mângâieri între timp. Lasă-mă-ți un pace, mă, Gruia. Gruia. Eram acolo din jos la casă și a venit Sofia în fugă strigând: "Hai repede, că fata, hai repede!" Mă așteptam până strâng eu casa și ce avem acolo și mă să schimbi fătați. Vin în sus și treaba-i tot așa. Ce ai văzut? Nimic frumos. Și foarte frumos mirositor. Ai odată. Dar mai ales Sofia, cred că nu mai poate dormi noaptea asta dacă nu ne-ai tu. Dacă nu ne scoți tu ieșișorii afară. Și scoți peste noapte.
Hai, Silvi, hai! Hai, da, hai! Vreau să văd Iezi, gata! Glumesc! Oh, frumoasă poziție! De gimnastică? Vezi? Asta e un consemn care are dureri. Se întinde și mai ales când o capră stă cu capul așa în zid. E clar că doare. Suferă. Adică... Până acum aveam îndoiel că va păta astăzi. Acum sunt sigur pentru că am văzut semne de durere și începe să aibă scurgeri pe dinapoi. Ce vezi acum? Scurgeri. Are scurgeri mai abundente, așa e? Uh-huh. Până acum era mai transparent, acum e mai albicios. Ok. Pare că s-a rupt apa. Uite ce contracție are, vezi? M-ai întrebat dacă am văzut vreo fătare din picioare. Cred că Silviu o să fie. Sau? Se așează jos? Da. No. Bun. E ok. Hei, ești bucuroasă? Da, e a doua fătare pe care o văd anul ăsta. Și? Te bucuri? Da. Yay! Hai o dată! Na, asta, da. Ce zice? Au. O doare, cred că. Îi vezi și năsucu? Hai. Bravo, Silvia. Vin și celelalte capre ca să vadă care e treaba, dacă o pot ajuta. Și-o da seama ce se întâmplă și o lasă în pace. Bravo, Silvia. Las-o un pic. Nu mângâia tare mult, că de-abia acum a început să împingă. Așteptăm un minut, două și apoi vedem. Așa. Unde ți-i prosopul? Gurița. Ia poftim. Curăță-i capul și întoarce-l cu capul spre măsa, să-l lingă la cap prima dată. Așa. Capuțu. Capu, capu, capu. Capu, capu. Silvi. Capuțu. Să știi că nu a fost o fătare grea deloc. Nu? Păi nu. În momentul în care a început să împingă, o fătat în 2 minute. Dar mai are unul. Nu știu, vedem. Sper că mai are unul. Negru total. Ți-ar plăcea să mai aibă unul? Da, unul colorat. Da. A fost greu? Nu, eu l-am ținut numai să-l țin așa în sus. Aha, t-ai ținut de el să nu cadă jos? Aha, anul ăsta am văzut o fătare în picioare. Asta ți-ai dorit? Nu, dar am vrut să știu dacă se poate întâmpla. Capul acolo. Bagă-i degetul în gură și curăță-i toate lichidele din gură și, și nasul, strânge-l nu foarte tare să-l rănești, dar să-i ștergi cum i-ai șterge mucii, știi? Așa, când strănută, ce se întâmplă? Își scoate lichidul din nas. Din năsuc. Iese lichidul din năsuc. Exact. Vrei să verifici ce e? Da. Te rog, fetița, te rog, fetița. Băiat. Nu-i nimic. Și băieții-s buni de ceva. Bine, oricum, nu vrei prea asta acum lângă mine, că trebuie să mergi să-ți moșești Edu. Să vezi dacă mai fată unul. Poți să bag mâna? Nu-i voie. Dacă bagi mâna, e posibil să o rănești și să-i facă infecții și alte probleme. Se bagă mâna doar dacă e neapărat nevoie. Dar după cât de repede o fătat primul Ed, ne îndoim că va avea nevoie. S-a descurcat. Ea e la a doua fătare, deci nu avem probleme cu chestii de genul ăsta. Silvi, zi-mi că mai vezi unul.
Ține mâna acolo pe ea, vezi, se mai mișcă ceva în ea. Mai jos. Coșul pieptului aici e foarte lărgit. Și asta mă face să cred că poate ar mai făta unul, dar trebuia să-l fete deja. Deși acum geme, acum parcă se tot strânge la burtă, știi? O lăsăm, așteptăm un pic. În 10-20 de minute vom afla. Ce e acolo? Sânge. Pau. Lichid de sau comiotic cu sânge. Nu știu. Așa. Ce faci acum? Scot dopul ăla care e acolo. Ca să... poate ieși laptele. Ca să iasă laptele la iodul și să prindem gustul. Încăpățat iodul ăsta. Lasă-l acolo că o să se ridice el imediat. Oare dacă fac degetul în cordon umbilical, o să găsesc o rămășiță de iarbă? Nu, el primea energie, primea substanțe nutritive, nu primea iarbă. Mămica lui mânca iarbă, o procesa și prin cordonul umbilical el primea putere și viață și energie și minerale și tot ce avea nevoie el. De ce mi-am dat seama acum? Ce? Că eu i-am pus fân peste... sau amniotic, el poate mânca. Sau placenta o mănâncă. Placenta, sau amniotic nu. Și nici placenta nu mănâncă tot timpul, depinde de animale. Unele o mănâncă, altele nu. Dar dacă o mănâncă, oamenii spun că nu e rău, pentru că placenta aia conține tot felul de substanțe hrănitoare pentru mamă. Ioi, m-am băgat unde nu trebuia. Era să ți-l lipească de obraz? Ce faci acum? Ne mai feți unu? Dar ce să-l lingă pe toate părțile? Te rog, pune-te jos, pune-te jos! Se pune jos! Se pune jos! Se pune jos! Serios? O să mai fete unu. Zii, te ador. Tu, Sofia, mai fată unu. Tu, Sofia. Sau poate că-i doar placenta. Da, ai dreptate. Dar pentru placentă nu trebuia să se așeze jos și nici nu trebuie să împingă, pentru că aia curge de la sine. Că nu mai am răbdare. De data asta, asta e jos, da? A venit la tine iedu. Am vrut să-i prind căpuțul și ce vă fie să... Tu să știi că mai fată unul. Eu sper să fate una. Sper să fete una. Păi pe ăsta îl ignori deja, ce faci? Poate am norocul de a prinde trei pătăria noastră. Poate ar fi.
doi, îi e încă unul. Îl văd. Lasă mama un pic să văd. Hai, iubite. Bravo, iubite. Bravo, iubite. Fie că stau eu și mă. Asta o fă ușor, ușor. Lasă-l jos și curăță-i gura, că el se sufocă acum. Dă-mi prosopul, repede. Hai, sufocile, că e, poate că ești fetiță. Fetiță. Nu, lasă-l. L-ai rupt deja. Ui, e tu, băiat! Silvi! Da. Mă nebunești! Că tot ai zis unu, mai fată unu, mai fată unu. Da, poate fată trei acum. Deci eu zic să nu renunți la speranță. Poate fată o eduță, cum ai zis tu. Sau poate m-am încurcat eu. Mă, frumoasă de ea. Să-ți o mai tăi, măi, încoace. Ioi, drăguța. Drăguț. Dar asta l-o făta chiar foarte ușor. Ușor. Și încă-i foarte umflată. Bravo! Nu cred că ar mai trebui scurtată asta un pic. Guruia au venit să mănânce placentă și alte lichide. Ia uite! E sărbătoare și la el. Vezi? Ce cățel cu minte. Se așează frumos deoparte să nu deranjeze pe nimeni și își mănâncă prăjiturica. Acum cine se uită la video ăsta nu o să se mai gândească la prăjiturică la fel niciodată. O să zică, vai, ce i-ai zis la aia prăjiturică? Vai, măi, ce stare frumos și amândoi. Da, dacă te-ai încurcat tu și nu-s băieței, sigur-s băieți. Băiat, care dilexiculețul ăla cu pomonele? Și ăsta are și el dilexiculețul cu pomonele. Nu. No. Ok. Crezi că o să mai fete în pune? Crezi tu? Da. Ți-ar plăcea? Prima capră care e de fată trei ieri. Nu-mi doresc, Sofia, mi-ajung doi. Rușu e duță. Te cred. Se grăbește gruia să facă cunoștință cu noi iezi. Sofia, tu îți dai seama că Silviu a fătat și eu încă n-am pus mâna pe iezi? Tu n-ai pus mâna pe iezi. Încă n-am pus mâna pe ei. N-am pus mâna să văd ce îs, n-am pus mâna să o ajut, pentru că ai fost tu de față. Uite, uite, eu am făcut o pălărie la ieduț. Eu pus clopoță și era ca o pălărie. Mhm. Dar tu îți dai seama ce important e treaba asta? Că asta înseamnă, e primul semn. Ăsta e primul semn că de acum încolo eu pot să încet, încet să vă predau vouă ștafeta. E greu? Ce? Dar cu porcii tot să te ocupi, nu?
Da, cu porci încă și la mămică ta e frică. Hai că nu l-am ridicat până acum. Nu îl place. Nu îi place, nu te place, Măriuca. Chiar dacă se neguia. Și negricios, știi, așa. În schimb, gruia le place. Pe Eduț, pe Iezi. Dragilor, asta e ultima fătare pe 2024. Ne așteptam să ne fete o Eduță, ne-am fi dorit să ne fete o Eduță frumoasă, Silvi, dar m-am bucurat să o văd pe Sofia cum se implică și ajută la fătare. O prins Edu să nu cadă jos, o rămas cu el în mână, l-o curățat și uite așa încet încet învățăm copilașii să ne preia frâiele și să se apuce ei de treabă, că vă spun o treabă, la cum îi învățăm noi pe copiii ăștia să stea cu animalele și să le iubească în fiecare zi, cred că ei vor fi generația următoare care vor prelua pasiunea asta noastră și o vor duce poate la un alt nivel. Așa că, cu bucurie multă în suflet, pentru că în sfârșit s-au încheiat fătările și putem în câteva zile să avem lapte și de la Silvi, vă mulțumim pentru vizionare, scrieți-ne în comentarii ce v-a plăcut, care e momentul vostru preferat din acest video. Sau dacă nu aveți un moment preferat, poate vreți să ne transmiteți ceva, transmiteți-ne ceva frumos, lăudați-o pe Sofia, coprinți Edu în brațe să nu cadă jos. Da. Scrieți-ne comentarii, le așteptăm cu nerăbdare. Dați-ne un like la acest video pentru că ne ajută like-urile voastre. Vă mulțumim pentru vizionare, vă salutăm și ne vedem data viitoare.